Bun găsit, oameni buni, într-un nou episod din Iubire Interzisă, adică iubire care nu este permisă, cu plăcere pentru definiție. Să trecem la treabă, să dăm mare, mare like. Să vedem ce se întâmplă în acest minunat episod pe care cred că mi l-ați recomandat la un moment dat. Ca întotdeauna. Nu știu că eu tot salvez linkurile de la voi și la un moment dat, știți, le fac listă și după aia reacționez la un moment dat. Nu mai știu cine mi-a trimis sau ce, dar... Una în momente de răscruce, când lucrurile nu ies cum ar vrea ea, Petronela dă o fugă până la părinți Petronela. Să se sfătuiască. Petronela e tristă. Ana, mă, ce-i cu tine? Ela, ce-ai pățit? Ela. Ce-ai pățit, Ela? Sincer, acum, dacă chiar vrei să-ți alinci fica și să-i zici Ela, nu-i pui numele ăsta, absolut. Petronela sună ca un fel de gen roboțel care aspiră prin... Nu, iertați-mă, e... da, da. Ce-a avut astăzi? Cea mai oribilă zi din viața mea! Nu se poate! Cea mai oribilă nu se poate. Zi! Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? L-am așteptat astăzi o zi întreagă să vină... Era... Împlineam 3 ani... Așa. Am 3 ani de relație și... A, despre Răzvan e vorba. A, cu rochia aia, sincer, nici nu mă mir că n-a mai venit ăla la întâlnire. Adică, sincer, uite-te și tu cum e. Am văzut rochii de noapte care arată mai bine decât... A, sunt pus pe ceartă. Deci... Da, normal. Ce că despre Răzvan este vorba. M-a părăsit, Răzvan m-a părăsit. Nu pot să cred, nu pot să cred. Răzvan nu are pe altcineva. Nu pot să crezi, mă, nenorocitul ăla. De câte ori ți-am zis? Mamă, dar ce s-a enervat ăsta, fii atent. Doamne, nu se poate. Astăzi, astăzi m-a lăsat 3 ore să-l aștept. Trebuia să ne întâlnim. Acum, sincer, iartă-mă, dar și tu ești proastă. Dacă sunteți împreună de 3 ani și întârzie mai mult de, nu știu, 15-20 de minute și nici nu te anunț, adică eu mă gândesc că e o problemă. Adică dacă stai ca proasta 3 ore, sincer, mai bine te puneai în trafic să dirigezi traficul. Cu rochea te vedea absolut toată lumea, se opreau toți șoferii, crede-mă. I-am cumpărat cadou. Așa. Era aniversarea noastră, împlineam 3 ani de relație, da, și a venit și mi-a spus că are pe altcineva. Nu pot să cred, nu. Deci nu cred. Nu, i-am zis și eu că e o prostie și nu mă crede. Zice că are pe altcineva și că e serioasă și că, mă lasă mai pentru ea. Vezi? Nu ți-am pot să cred. Hai, taci, lasă că... Nu pot să cred. Dramatic, prieteni. Nu lasă, nu mai plânge. Dar e de apreciat măcar că am fost sincer cu ea. Adică... Jegos, jegos, dar sincer. Eu zic să discutați mai mult. Cum adică să discutați mai mult? Ăla are pe altcineva, ce să mai discute? Adică atât de puțină stimă de sine are fata asta încât chiar e dispusă să mai discute cu el? Și chiar atât de perfect o crezi? De chiar nu ar putea genul să găsească pe cineva mai bun decât ea? Despre ce vorbim? Uită-te la ea cum e îmbrăcată! Am încercat, i-am spus să-și bage mințile în cap, i-am zis să o sune și să-i dea papucii, dar zice că nu. Adică chiar a încercat, a fost pe modul... Bine, hai, m-ai înșelat, ok, deci nu-i problemă, dar acum termină cu prostiile, bine? Deci m-ai înșelat, dar părăsește și hai, întoarce-te la mine și termină cu prostiile. What the fuck is that? Zice că asta este. Te rog frumos să luți, o căsnicie trebuie cucerită. Auzi, ia lasă-o în pace cu căsnicia ei, că asta nu-i căsnicie. Stai, asta e căsătorită? când vine, când pleacă, când trebuie vine, să luți pentru relație, ce ca să ajungi într-o căsnicie, gata, da? Să-l lași. Ce căsnicie să ajungi cu unul care te-a părăsit? Tu ești stupida doamnă, că cred că de la tine o la moda asta. Pe bune, uită-te la bluza asta roșie, cu încă o bluză pe sub, cu dungile alea, zici că ești televizor, dă-mi pace. Îl lași și eu dau afară să știi. Zebra ești toată ce ești. Nu sunt de acord, ascult-o pe mama. Ce nu ești de acord? Te rog frumos, te duci, vorbești cu el, vă împăcați. Treci peste, că și eu am trecut peste multe altele, da? Te rog frumos, da? Eu încă încerc să-mi dau seama, e un băiat acolo pe sub hainele alea sau ce se întâmplă? Că e foarte nefeminină, dar cred că e din cauza pijamalei alea de noapte și o vezi, adică, sincer, pentru aniversare de 3 ani pare că efectiv e pregătită să ducă gunoiul afară și după aia se întoarce în casă să nu o vadă nimeni, mă înțelegi? Adică, un pic aranjează-te, mă, fată! Eu, măi, de ce ai trecut peste? Ce ai dus-o așa de rău cu mine? Ar fi bine să nu știe ea tot adevărul. Ce tot ce s-a întâmplat în toți acești ani. De câte ori m-ai înșelat. Și a tăcut ca proastă. Na, mai zic ceva. Și fii atent că se uită fete la emisiunea asta și iau exemplu. Zic, bă, nu contează. Cât timp nu mă bata și mai facem un cadou din când în când, poate să se apișa pe mine. Deci poate să mă înșele, să-mi facă ce vrea el.
What the fuck is this, man? Te-a înșelat? Adios! La revedere, nu există așa ceva. Și am trecut cu vederea. Păi, te-am înșelat, știu mai bine eu. Eu știu asta cel mai bine, nici nu ți-am spus de câte ori am aflat. Și am și bănuit. Așa. Acum iese totul mai. Acum la vârsta noastră umblăm cu prostii. Te rog prostii frumos, acum. Nu. Hey. Te rog frumos, lasă să nu te pentru această relație. Da. E nici măcar nu-i pasă faptul că părinții ei sau tasul a înșelat-o pe măsa de vreo 20 de ori, ea e bine. Deci, stai că atunci când cineva vine și îți povestește 30 de minute despre problemele lui și la final tu zici, da, stai să zic ce am pățit eu, știi, în loc să fie empatic și să... E vorba despre mine aici și e vorba despre faptul că eu sufăr aici și trebuie să mai sufăr. Fruntea sus, te duci și lupți pentru relația asta, da? Da, femeia e foarte proastă, adică pe lângă faptul că a fost înșelată și a închis ochii, acum ai de exemplu ăsta și fiicei sale, adică bărbatul are dreptate, mele. Te rog frumos, ascultă-o pe mama. Da, din gură că mătă, e proastă, e proastă. Nu n-ai bine aici, îl dau afară din firmă și am terminat. Foarte, da, exact. Nu sunt de acord. Eu sunt de acord. Bine. Mă, femeie, dar nu te mai lăsa încălcată în picioare. Liniștește-te. Ascultă-o pe mama, te rog. Da? Și asculti, mă, o trimiți iară acolo? Luptă și tu ca mama, că uite... Da. Fii și tu proastă ca mătă, zi mai pe românește! Îți anem salvat din căsnicia. Da. Și ce bine ți-a fost! Petronela oscilează. Ar înclina mai degrabă către sfaturile mamei. Adică îți poți da seama că căsătoria a fost eșuată pentru simplu fapt că numele ei până la urmă a ajuns să fie Petronela, dintre toate numele din lumea asta, adică sincer acum. Dar nici răzbunarea propusă de tatăl ei nu sună rău. În drum spre casă, ea își evaluează opțiunile în timp ce Răzvan își face grăbit bagajele. Dar se și îmbracă, efectiv zici că mă uit la un film din anii 70, dar un film de la prost românesc. Asta e Răzvan? Fostul ei iubit sau? Răzvan! Hei! Ce faci aici? Bine, uite, am vrut să vin să vorbim. M-am întors să vorbim, să spun că m-am gândit. Da, uite, m-am gândit și cred că... Sincer, acum uitându-mă la el, he's way out of her league. Ce faci cu geanta asta? Plec. Cum adică pleci? Pur și simplu, am venit să spun că m-am gândit și ar trebui să încercăm să lucrăm la chestia asta și să încercăm să o reparăm. Tu ești proastă, efectiv te-a părăsit. Nu te mai umili în halul ăsta, că nu te vrea. Că poate să fie reparată. Stai, te rog frumos, încetează. Fac asta pentru tine și plus că nu mai are niciun rost să stau aici. E casa ta, nu are niciun rost, ți-am zis, ne-am despărțit. Putem să luăm o pauză. Nu ne să... trebuie nicio pauză, serios, încetează. E decizia pe care eu am luat-o și trebuie să mă ajuți și te rog. Eu am o vagă băneală că Răzvan cred că și-a găsit un bărbat și nu o femeie cu care să o înșele, dar nu mă zic, adică... Să respect, uite, ia cheia și du-te sus, mersi frumos și ai grijă de tine. Ok? Nu, Răzvan, stai puțin, Efectiv, Răzvan e mai pensat decât ea. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Puțin, putem să rezolvăm. Te rog frumos să încetează. Lasă-mă. Înțelege. Răzvan, te rog mult mai. Cine este în acel tico? Ce se întâmplă aici? Matiz. Nimic eu. Tot timpul încurc tico cu Matizul. Cred că e Matiz. Bună ziua. Cine e asta? Măsa? E Măsa? Ioana, mătușa din Germania. Să rămână. Stai un pic, că eu zic că e o neînțelegere la mijloc. Și-a găsit o sugar mami nemernic cu jegosu? Eu sunt iubita lui. Bam! La asta nu mă așteptam. Atâta de voie de bani disperat ai, Răzvane, rușine să-ți fie. Da, e iubita mea. Ea e iubita ta? Da, eu. Adică are, bine, adevărul e că de la ea la cealaltă, sincer, nu e mare diferență. Adică are gusturi extrem de proaste. Iubita mea. Pentru ea mă părăsești, Răzvan? Pare pentru rău. Ea, pur și simplu, nu e o femeie oarecare, ți-a spus. E o femeie cu bani, adică pe bune, nu știi ce palat are. Haide, Iubi, hai să mergem. Până acum crede că te-ai lămurit. Serios, avem o viață împreună, uite la mine, uite. Tocmai a zis, uite, bine, ea nu-i urâtă, eu și exagerez acum și mă tot iau de ea, nu-i urâtă, dar nu e nici wow pentru, mă rog, e, în special, e vorba de cum se îmbracă, foarte vechi și, dar, man. De ce părăsești pentru, Adică, femeia asta are gușă, nu poți să o părăsești pe asta pentru asta, adică, e, mai ales că, sincer, acum, eu am zis că are bani, dar ce cu mașina aia pe care o conduce, aia nu are bani, adică, pe bune.
Îmi cer scuze, dar fii serios. Sunt foarte serios, asta este. Haide, Iubi, să mergem. Nu, nu se poate să faci așa ceva. Asta e. Viața merge înainte. Te rog frumos, încetează. Sparge roțile. Sparge roțile. Sparge roțile la flyeră. Nu lăsa așa. Dar nu se poate să faci așa. Petronela, nu lăsa lucrurile așa. Sparge roțile la proastă. Răzvan! Gata. Acum Petronela este. Ia-i numărul, ia-i numărul. Urmărește-o. Urmărește-o că dacă alergi pe lângă mașina aia, sigur o prinzi până la primul semafor. Crede-mă, nu prinde mult. Dacă ar fi fost părăsită pentru vreo tinerică zglobie, mai era cum era. Dar așa este pur și simplu absurd. Planul tatălui ei îi revine brusc și explicit. Răzbună-te, Petronela! Răzbună-te! A doua zi, la muncă, Răzvan este chemat de urgență în biroul șefului. Ziua! Bună! Am venit să vă aduc actele familiei Predescu și mai trebuie ceva de la trezorerie, dar fără să vă faceți probleme, totul ok. Bă, tu ești chiar nesimțit? Adică chiar nu ți-ai depus demisia deja? Chiar nu te-ai gândit că rămâi fără job? E totul rezolvat. Lasă-l aici. Stai, nu pleca, că avem de discutat ceva. Măi, ție nu ți-e rușine, ești un nemernic. Deci dacă zici acum, dar ce-am făcut șeful, pe bune, că... De ce se poate așa, acum? Ceva, nu? Să-i faci tu lui Fima așa ceva. Dar ce s-a întâmplat? Ăsta e idiot? Adică, bine, e idiot, adică am observat deciziile lui în viață, dar... E idiot? Eu te-am considerat copilul meu, mă. Ai venit în casă la mine 3 ani de zile. Am vrut să-ți las firma. Se poate să faci tu așa ceva? Dar nu mă interesează firma dumneavoastră pe mine. Cum nu te interesează? Nu lucrezi aici, mă? Nu mă interesează să-mi fac treaba la servici și atâta tot. Și unde lucrezi și tu? Și plus că eu nu am de dat explicații nimănui. A fost relația mea cu ea, am de ce măi, să... Măi, eu sunt tata lui ăla, măi, tu trebuie să-mi dai explicații mie că m-ai lăsat copilul plânge în fiecare zi, măi. Sunteți tatăl ei acasă, aici sunteți ne-ai șeful distrus, meu. Ne-ai distrus, ei... Un pic are dreptate, adică viața personală n-ar trebui implicată cu viața profesională, dar aici totuși e mult prea mult, adică e clar că a primit jobul ăsta doar pentru că era combinată cu ea și chiar dacă dă randament, deși nu e ok să-l dai afară, nici nu poți să pretinzi că nu s-a întâmplat nimic și că ha-ha-ha-ha-ha nu o să-mi pierd jobul, adică... Plus familia, măi, se poate așa ceva? Îmi pare rău, nu am ce să fac, asta e... Relațiile încep, se mai termină, știți cum e? Uite, știi ce doresc? Să-ți golesc sertarele și până după amiază să nu te mai văd în firmă. Eu, în locul dumneavoastră, nu m-aș grăbi să iau decizii pentru că... Că ce? Nu știu, dosarele alea de la ANAF... Care știți, dumneavoastră? Îl amenință, deci de-aia și-a făcut temele. Voia de mult să o părăsească, s-a combinat cu ea doar ca să-l bage în firmă, să-și găsească un job ca lumea. Și acum, pentru că l-are la mână, ce jec de om ești, Răzvane! ...voastră care se pare că ați cam uitat de ele. Ia, mai stați puțin și gândiți-vă și... deci mă și șantajez puțin așa, nu? Nu mă șantajez, pur și simplu. Da? A venit de dimineață la servici așa. Și... Mi-am făcut treaba, m-am asigurat că o să... Și de unde știi tu de dosarele alea de la ANAF? Pentru că le știm amândoi, dar se pare că dumneavoastră ați cam uitat de ele. Nu știu ce să zic. Da, ești un nemernic, mi-am dat seama și... Dar de ce e atât de calm? De ce nu-l bate? Adică eu i-aș fi dat deja un dos de palmă. Pare foarte rău că te-am ținut până acum. Mie nu-mi pare că am colaborat. Bine, uite, o lăsăm așa. Pe bune, nu-l concedia. Îți dai seama cât de nasole sunt dosarele alea dacă nu-l concediază? La răzbunătoarea tatălui Petronelei s-a stins ca prin farmec. Se pare că domnul Mirea apreciază mai mult libertatea și banii decât suferința și orgoliul fiicei lui. Bărbații, uitați-vă, două jeguri, amândoi, bază sai și canapeaua aia din biroul lui, să nu credeți că e la întâmplare acolo. Acolo și-a dus toate amantele, jegosul. Ce face asta, Spider-Man? Nu mai are altă soluție decât să ia problema în propriile mâini. Ce face asta? Drept urmare, după lăsarea serii, ea reușește să se furișeze în casa Marianei, noua iubită a lui Răzvan. Cum, bă, cum? De unde a avut cheie? Cum a intrat? Pe unde a intrat? Pe geam? Cum, în primul rând, cum minte de ușa de la interfon? Că n-ai cum să deschizi de multe ori, adică e nu-ți răspunde nimeni că e poșta la ora aia. Serios acum. Să vedem cu ce scop. Eu înțeleg că e regia asta, dar atât de ieftină? Hopa!
Uite, auzi-mă aici. Răzvan! Răzvan, am venit să te iau acasă. Am venit să te iau acasă, Răzvan. Trebuie să ne împăcăm. Asta-i nebună, efectiv. O acasă, femeia asta ți-a făcut vrăji. E ok, te primesc înapoi. Te iert, Răzvan. Băi, du-te mă, lasă-mă, că n-ai de ce să mă ierți. Înțelegi, s-a terminat, ne-am despărțit. Noi stăm împreună, eu te-am iertat. Nu mai suntem împreună. Răzvan, nu mai suntem împreună. Dar ce ți-a făcut, dragă femeia asta? Cum adică nu mai stăm împreună? Acum două zile eram împreună. Nu înțelegi că nu mai putem fi împreună? S-a terminat. Ba, suntem împreună, noi ne căsătorim. Despre ce vorbești? Suntem împreună. Cum ai intrat aici? Pe unde e? Nu contează, am venit să te iau acasă. Stai, mă, că nu am... Băi, ai nebunit, cum să merg acasă? Cum adică? Unde știi acolo... Ei vorbesc în liniște, dar voi auziți în ce hal scârție parchetul ăla? Adică îi aude tot blocul, nu numai femeia care se presupune că ar trebui să doarmă sau ceva. Acolo locuim împreună. Asta nu, e o nebunie, Răzvan. Nu, acolo locuim noi doi împreună. Iubim. Aoleo, vai, vai, dar nu-mi da de-astea. Nu-mi faceți cu scârbă la ora asta, că abia am mâncat și eu. Ce faci? Man. De ce întârzi? Haide, iubim, că te aștept. Vai, de viața mea. Ți-a făcut vrăj. Nu mi-a făcut niciun... Adică nu vreau să zic că e grasă, că nu e grasă și până la urmă nu e asta, dar zici că ai ieșuat acolo în pat. Acum, serios, după poziția aia, nu... Vrăj, adică nu... Încetează. Femeia frumoasă și... Sunteți frumoasă indiferent de kilograme, că nu despre asta era vorba, dar era poziția acolo senzuală care nu era senzuală și în fine. Nu contează, am venit să te iau acasă. Răzvan, tu ești iubitul meu și eu sunt iubita ta, te rog eu frumos. Nu mai avem nimic împreună, încetează. Te rog eu frumos, de ce vorbești în șoaptă? Ești proastă? Te-ai furișat ilegal în casa femeii. Mă rog, furișat cu ca... În fin. Și... Vorbești în șoaptă? Cum adică? Ce-i asta? Nu, simplu, ești într-o casă străină, nu mai ești acasă la tine. Vorbește încep. A, sunt în casa cucoanei, dragă, cu care te-ai combinat acum. Băi, încep să țip. Băi, încep să țip. Dar țipă, dragă. Dar țipă, dragă. Dar bate-ți-vă. Lasă-mă. Acum, iartă-mă, da, dacă se încordează femeia la tine și îți dă un biceps, deci pe bune. O să zică că stăm împreună bine. Dezbrăcați. Stai, liniștește-te, că ne aude lumea, ne aude cine. Oh. Haide că sunt fierbinte, haide, ia uite, sunt pregătit. Mă, femeia, ești tu o vârstă, pe bune, sunt fierbinte, pe bune, la vârsta ta abia dacă ești călie. Adică, iartă-mă, dar nu... Chita, haide! Ia asta pe tine, ieși afară. De unde ai venit? Nu știu. Ești afară, te duci. De unde ai venit? Te sun eu, vorbim, ne vedem. Încetează. Deci, mie mi-ar plăcea acum ea să se dezbrace, să facă o scenă. Ar fi genial. Nu mai mă îndoam cu Răzvan. Încetează. S-a terminat. Acceptă și odată. Dezbracă-te! Am venit să te iau acasă. Nu, nu mai acasă. Pe unde ai mai venit? Hai, ieși acum. Ieși afară, pe unde ai venit? Măcar mai sună, mă. Ieși afară, nu mai. Îți dau telefon și ieși, pleci de aici. Nu mai sunt mai prin pe aici. E ireal cât e de impoști. Stai, i-a pus ceva acolo, a lăsat un microfon sau ceva? Se spioneze? Proscuța ta te așteaptă. E? Acum, iertați-mă, doamnă, dar... Sunteți mai mult o focă, așa, un leu de mare, iertați-mă, chiar broscuță, na. Nu vrei? Nu cred că... N-aveți nici mărimea, nici agilitatea unei broscuțe. Hai să ne jucăm! Să ne bălăcim! În lac? În lac? Mă, femeie, tu... Din nou învinsă, Petronela se retrage. E amărâtă, așa că a doua zi merge din nou să-și plângă neputința în fața părinților. Are și un plan care însă necesită cooperarea tatălui ei. Are un plan, Petronela, dar despre planul ăsta o să aflăm data viitoare, să vedem ce se întâmplă în aventurile lui Petronela, partea a doua, ce nebunie, să vedem ce se întâmplă acolo pe lac, cu broscuțele, cu foca de mare, cu bine, vă pup și mulțumesc tare mult că v-ați uitat, like și subscribe pentru alte sugestii, vă aștept pe Instagram și mi s-a uscat foarte tare buzele, așa că ne vedem data viitoare, numai bine! Yeah, I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah.